Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Zilele astea m-a certat rău cineva. Mi-a zis, dacă noi ne uităm trecutul, și Dumnezeu ne uită pe noi. Și mi s-a făcut foarte rușine. Rușine pentru că eu, la fel ca și domniile voastre, sunt uneori comodă sau poate de foarte multe ori comodă. Uneori îmi convine să uit anumite lucruri pentru ca să nu mă muște și să nu mă mustre conștiința. Alteori uit cu bună știință pentru că așa mi se pare că este mai bine pentru mine și pentru familia mea. Eu, la fel ca și domniile voastre, îmi doresc o viață mai bună pentru mine și pentru cei apropiați mie. Eu, la fel ca și dumneavoastră, mă gândesc de 1001 de ori să plec din țara asta, să găsesc o țară mult mai bogată, mult mai frumoasă, în care oamenii ar fi, cum credem noi, mult mai buni și ne-ar primi cu brațele deschise. Dar, deocamdată, sunt aici. Și nu am de gând să plec, nu știu, poate că asta este o manifestare a patriotismului, deși niciodată nu m-am considerat un adevărat patriot. Dar eu nu vreau să uite Dumnezeu de noi. Eu chiar cred că fiecare în parte, cunoscându-și istoria, tradițiile și neamul, poate merge cu fruntea sus înainte. Suntem în ajunul unei sfinte sărbători, Buna Vestire, iar cei născuți către o sărbătoare mare au și o soartă deosebită. El este născut de Buna Vestire. El a avut și are și după moarte o soartă și un destin deosebit. Pentru că Dumnezeu l-a trimis printre noi cu o misiune foarte clară. Muzica lui și melodiile sale răsună asemenea clopotului învierii. Iar astăzi ne-am adunat aici ca într-o familie să vorbim despre cel a cărui muzică și astăzi te face să tresari, te face să gândești și îți spune că e bine totuși să treci pe această palmă de pământ. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Sper că au înțeles cei de acasă că e vorba de Ion Aldea Teodorovici, care la data de 7 aprilie ar fi împlinit 60 de ani. Iar domniile voastre sunteți probabil cei mai neliniștiți. Sunteți oamenii care cu sufletul și cu sănătatea proprie încercați să le demonstrați tuturor că Doina și Ion Aldea Teodorovici trăiesc. Că muzica lor trece dincolo de granițe, că muzica lor trece dincolo de suflete și de ani și muzica lor va încânta încă multe generații la rând. Cristi Aldea Teodorovici, doamna Eugenia Marin. Bună ziua. Cristi, da. De fiecare dată când te văd undeva în interviuri, la televiziuni, mă gândesc dacă tu, în momentul în care apare în public, te gândești că toată lumea te privește ca și pe fiul celor doi mari artiști care au știut zborul înalt și plânsul. E o continuă, să-i spunem așa, suferință și bucurie. E o continuă inspirație și o continuă fugă. Pentru că, pe de o parte, încerc să mă afirm și eu ca personalitate muzicală și nu numai. Dar lumea are așteptări foarte mari de la tine. Probabil nu e cel mai important să încerc să fiu o copie a lor, ci o continuare, aș spune mai bine. O continuare pe care încerc să o redau cu, cum am mai spus mai devreme, cu personalitatea mea. Iar în același timp fug de muzica lor, în același timp mă inspir și ca un hoț fug puțin de ei, pe de o parte, pentru că vreau să mă afirm și eu ca personalitate, ca un cantautor. Crezi că lor le-ar fi plăcut ceea ce faci tu astăzi? Ar fi înțeles și ar fi recunoscut un asemenea gen de muzică? Într-o oarecare măsură, eu pot să spun că sunt fericit că am avut așa părinți. Și probabil de la ei am această mare dragoste pentru orchestre. Iar dorința aceasta a mea, mereu arătoare de a cânta cât mai des cu formația, cât mai des doar live, și avea o formație cât mai numeroasă. Eu sunt foarte inspirat de viori, de corzi, de instrumentele de suflat și, în general, de orchestra în sine. Mereu mă face să-mi doresc să utilizez în muzica mea și în muzica pe care o cânt scrisă de Ion Aldea Teodorovici. Probabil
Asta i-ar face mândri pe Ion și pe Doina. Încerc să-i fac în acest fel mândri și poate dacă nu erau să moară, era să cânt un cu totul alt, adică cu tot un alt curent muzical, să spunem. Dar uite că era să nu ajung interpret dacă trăiau părinții. Nu, probabil tot interpret era să devin, pentru că văd cât de pasionali sunt copiii până la vârsta de 5 ani, pe lângă părinților. Deci dacă, fiind copil, prinzi dragostea de ceea ce face părintele tău lângă tine, e inevitabil că vei merge pe această cale. Și eu, fiind în acest anturaj mereu, aici la televiziune, în acest studio, când eram mic... Tu aveai 10 ani când au decedat părinții. Ții minte foarte bine anumite lucruri. Ții minte foarte, când mai ales înregistram în acest studio, cred că maica mi-a înregistrat piesa Crezând și Indiferență. Dar o mare majoritate din piese. Și eu chiar mi-amintesc cum veneam și îi cuprindeam picioarele și eram fericit că sunt aici cu ei. Indiferență, piatră grea, indiferență, iarbă rea, cum nu te-aș dăltui una, nu se mai schimbă fața ta, indiferență. Indiferență, piatră grea, indiferență, iarbă rea, cum nu te-aș dăltui una, nu se mai schimbă fața ta, indiferență. Doamna Eugene, are hambâț băiatul ăsta de lângă dumneavoastră? Seamănă într-un fel sau altul cu tatăl său? E deja un bărbat în toată firea? Bănuiesc că face foarte multe lucruri pe cont propriu. Nu vă mai cere voie să meargă într-o parte sau în cealaltă? Nu știu dacă măcar vă pune la curent cu toate planurile lui de viitor. Da. Nu, planurile... I-ați locuit mama o bună bucată de timp. Acum nu știu. Cum vă simțiți alături de el? Îl vedeți pe Ion Aldea Teodorovici alături și ziceți că e la fel? Cu Ion am fost mari prieteni, nu din obligație, dar natural. Nu numai copilul meu generic, niciodată nu i-am spus generic, dar era copilul meu și lui plăcea foarte mult lucrul acesta. Dar între noi a fost o mare prietenie. Și nu știu ce crede Cristi, dar cred că este de acord că și noi doi suntem mari prieteni, nu numai bunică și nepot, dar și mari prieteni. Dar el mult timp tace, nu spune nimic, dar când găsește momentul, atunci vine, se așează lângă mine și începe să-mi spună. Fără dor și poate că sunt lucruri pe care nu poate să le împărtășească cu mine și eu sunt conștientă de lucrul acesta, dar cred că marea majoritate totuși noi ni le spunem unul la altul. Și eu îi spun pasul meu și el mi-l spune pe a lui. Probabil în această direcție eu uneori încerc să mai tac, pentru că știu că dacă o să spun, bunica mea o să facă tot ce e posibil să se realizeze asta. Și eu trebuie să-mi dau seama și de posibilități, pentru că nu sunt mereu posibilitățile care le-am... Nu știu, să care avem dorie, aceste, da, da. Care le-am dorit și totuși noi ne completăm și ne ajutăm unul pe altul. Dacă seamănă cu Ion, păi el e ficiorul lui Ion Aldea Teodorovici. Și vrei, nu vrei, nu poți să arunci și de la caracter, vrei tot Ion. Deseori mă gândesc că toți marii artiști ai lumii nu au trăit foarte mult, pentru că au vrut să schimbe ceva și au fost în această zbatere continuă, care e totuși destul de grea pentru organismele noastre, dar îmi face plăcere și bunica mea, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ții și un strănepot în brațe. Ceea ce mi-aștept foarte mult. Eu spun că ea toată viața s-a zbătut pentru ceva și
indiferent de momentul dacă era bolnavă sau dacă nu era, în momentul în care îți dorești ceva foarte mult, uiți de tot. Deci uiți de foame, uiți de griji, de boli, de orice și faci asta. Și eu simt și eu pe pielea mea că uneori am avut 3 concerte într-o zi și a fost extraordinar. Și a fost mai bine decât unul. Da. Pe data de 7 aprilie Ion împlinește, că eu nu pot spune ar împlini, împlinește 60 de ani de la naștere. La Filarmonie facem un spectacol care se numește Tu chip al dragostei. Tu chip al dragostei. O denumire a unei piese. Și vreau să vă spun că oamenii vin cu drag la acest spectacol. Am în vedere cântăreții, interpreții. Dar am hotărât cea mai mare parte la organizarea acestui spectacol, drept că greu l-am lăsat lui Cristi, să-l iau asupra mea, că nu reușește. Repetiții câte 5-6 ore pe zi, spectacole, eu sunt zile când nici nu-l văd. E numai la telefon. Telefonul prea răspunde, dar să încercam să-l prind ori dimineața de vreme, ori seara după repetiții. Dragii mei, eu vreau să mai vină niște oameni la discuție. Da, cu niște oameni cu literă mare, care i-au cunoscut pe cei doi. Și când zic cei doi, nu mă refer la simple muritori, ci la cele simboluri naționale care și astăzi mișcă lucrurile înainte. Și recunosc cu multă tristețe că ne-ar mai trebui astăzi niște asemenea eroi pentru ca să putem mișca cu adevărat lucrurile din loc. Dar, din păcate, un Ion Alda Teodorovici și o Doina Alda Teodorovici se nasc odată la 100 de ani. Și încă nu au trecut 100 de ani pentru ca să mai avem parte de asemenea ființe pe această palmă de pământ. Vreau să ridicați cărele noastre improvizate și să veniți aici în lumina rampei. Este scriitorul, publicistul, poetul și academicianul Nicolae Davija, redactorul șef de la Literatura și Arta, domnul Valeriu Matei, scriitor, publicist, directorul Institutului Cultural Român și domnul Nicolae Gheorghe Rusu, maestru înaltă și regizor al spectacolelor concertistice, omul care din interior știe ce înseamnă să organizezi și să ai grijă de artiști. Dragii mei, când ziceți astăzi Doina și Ion, la ce vă gândiți? Au trecut atâți ani. Nu mai trăim acel avânt al independenței, al suveranității, deși un clopot al învierii ne-ar trebui și astăzi, așa ca să bată măcar o dată în an, într-o anumită perioadă. Sunt nume care înseamnă foarte mult pentru Mișcarea de Eliberare Națională, pentru că Mișcarea de Eliberare Națională din Republica Moldova s-a făcut în stil Gandhi, cu poezii și cântec. Noi ne-am culcat sub tancuri cu cântecile lor. Am luat cu asalt Ministerul de Interne cu cântecile lor. În Transnistria, cei care au luptat în Transnistria cântau cântecele lor și erau îmbărbătați de aceste cântece. Am fost relativ nu demult în Canada, am fost întâmpinat cu cântece din repertoriu lui Ion și Doina. Am fost în Franța, mi s-a cântat și acolo basarabenii noștri ne-au cântat cântece din repertoriul lor. Cei care pleacă peste hotare pleacă cu niște cărți și cu niște cântece. Și evident că astăzi când vorbim despre Ion și Doina, am vorbit despre o mai dreaptă cinstire a memoriei lor. Eu atunci când au murit ei, am scris un catren, ca un fel de omagiu adus lor, de întregul nostru popor, dar și ca niște scuze, parcă, de poporul nostru aduse, pentru că în timpul vieții n-au fost apreciați așa cum ar fi trebuit să fie apreciați. Eu am scris atunci așa: o biet popor, o neam nepriceput, în care nu-i nimic de două ori, în care adesea ca să fii văzut înseamnă mai întâi să mori. Adică ei au fost văzuți cu adevărat atât după ce au murit. Țin minte o seară când stăteam la Nona Plămădeală și Doina și-a afirmat intenția de a cânta împreună cu Ion. Abia intenția, ca să zic așa, și a trebuit, ea a făcut eforturi uriașe ca să se adapteze scenei. Era profesoară de literatură la Universitatea Pedagogică, unde a avut o studentă pe soția mea și apoi au fost colegi la catedră. Deci i-am cunoscut în diverse ipostaze niște oameni admirabili, niște oameni cu verticalitate. Ion era hărăzit de la Dumnezeu, din el izvora muzica, așa era familia lor, toată era o familie muzicală. Și Petru Teodorovici, pe care l-am cunoscut bine, și nepotul lor, Vladimir Teodorovici, care a trecut la cele veșnice foarte, foarte tânăr, în mod tragic, și care mi-a fost coleg de școală, era cu 2 ani în urma mea elev în școală, și împreună făceam toate seratele muzicale. Așa l-am cunoscut și pe Ion, venind la școală, unde învățase și el cândva.
Și spun toate aceste lucruri cu regretul că, într-adevăr, ei nu mai sunt, puteau să fie și puteau să dea mult mai multe opere nepieritoare, pentru că muzica lor nu este, e legată de mișcare, de renaștere, a fost o expresie acestei mișcări, dar trece dincolo de ea. Trebuie să ne dăm seama că atunci când i-au trecut la cele veșnice, practic a fost crucificată armonia. Adevărat. Atunci când vorbim de spectacole concertistice, când faceți un repertoriu și un scenariu, vă gândiți adeseori că lipsește un temperament și o personalitate ca cea lui Doina și Ion? Eu mă alătur la ce le spun de maestri. Vreau să spun că Doina și Ion au fost și rămân a fi artiștii adevărului. Astăzi, eu personal, dar și colegii mei sunt siguri de acest lucru, le ducem lipsă, pentru că atare artiști precum au fost și au rămas să fie Doina și Ion, nu prea îi avem astăzi. Spre marele nostru regret. Trebuie să spunem totuși un mare mulțumesc Bunului Dumnezeu că a rămas Cristi, care cât de cât continuă și completează într-un fel acea lipsă cum au fost Doina și Ion. Haideți să ne așezăm, să vorbim acolo, mai pendelete. Și pentru că a rămas Cristi Aldea Teodorovici, el a venit astăzi nu doar ca să vorbească, dar și să ne cânte. Facem schimbul, noi mergem să ne așezăm, iar pe tine te așteaptă scena. Într-o târgă neam, dintr-un sat frumos bogat, am văzut o răsărită care ochii au legat. Înțeleg că nu degeaba și de păsări care zbor. Totuși e neomenește să legi ochii unei flori. Nu mai știe în care parte e acum soarele. Amărâtă se gândește, poate că nici nu mai e. Doamne, cum sluțită în floarea, o am cunoscut-o abia. E crăiasă fără seamă, azi te poate speria. Un copil de ea seară chiar s-a speriat puțin. Latră în fața ei cățelul ca la dușman și străin. E și pâine și apâine și căsuță și cărbun. Dar ceva în viața asta nu-i la cale oameni buni. Nu-i la cale cum să fie, dacă omul e în loc. Să-i spui florii bună ziua, îi pui cârpele pe ochi. Hei, soro, cum îmi vine salul de pe ochi să-l scot. Să fugim și să ne ascundem și de bine și de tot. Să luăm cu noi și cucul care a mai rămas pe lungi. Să vedem ce-a zice omul, să vedem ce-a zice atunci. Floarea soarelui, floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc mireasă. Floarea soarelui, floarea soarelui, floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc mireasă. Floarea soarelui, mândră crăiasă la mijloc mireasă. Floarea soarelui.
mulțumim foarte mult. Eu te rog să vezi să te așezi aici printre noi, pentru că doi nașioni sunt vii. Datorită ție, datorită oamenilor care au venit să vorbească despre el și datorită melodiilor care rămân și pentru generația care va urma. Să nu uităm că avem un festival frumos și o să vorbim neapărat și despre el ceva mai încolo, pentru că avem și o deținătoare a trofeului festivalului Două Inimi, Gemene, Felicia Dunafu, este și ea prezent în studioul nostru. Ștefan Petrache zicea, un bun prieten al celor doi, că noi bai canonizăm, ba uităm de ei, bai ridicăm la nivel de simboluri, ba ne facem că nu-i știm și nu-i auzim, ba facem festivaluri, ba uităm măcar să mergem în sală la aceste festivaluri, când pur și simplu ar trebui să știm că ei sunt oameni la fel ca și noi, doar că noi ca ei niciodată nu vom fi. Este foarte important că ei sunt prezenți. Ei sunt prezenți la manifestări, ei sunt prezenți în viața noastră de fiecare zi. Lucrul ăsta cred că este cel mai important. Și eu zic, un merit al lor este că ei au adus în... Eu zic, iată, să vorbesc poate despre lucrul ăsta, domnul Rusu, care a făcut atunci serate excepționale la Palatul Național. Ei au adus cântecul spectacol. El lipsea. Deci ea dansa... Ei cântau amândoi, dar Doina dansa, era dansatoare pe fundalul melodiei. De câte ori pe strada noastră ne reîntâlneam, tu îmi ziceai ce mai înțeles. Iar eu mireasă mă visam și-n sine mă gândeam, că dintre multe flori pe mine m-ai ales. De fericire mă topeam ca zâna din povești, când te auzeam prostit cum ansava. Credeam că în cuvinte fermecate îmi vorbești, credeam că îmi vorbești de dragoste ceva, de altceva. Ei au avut curajul să se ducă în Transnistria în timpul conflictului. Eu trebuia să mă duc în Transnistria cu săptămână înainte și în ziua când urma să plec, trebuia cu domnul Matei să votăm ceva în Parlament și am amânat cu o zi plecarea și
ora când trebuia să fiu la Cocieri, s-a bombardat tranșeele. Și le-am spus să nu se ducă lui Păunescu, lui Vieru, și ei s-au dus. Ei s-au dus primii. Ei s-au dus acolo și vreau să vă spun un lucru, lucru pe care nu-l cunoaște aproape nimeni la noi. Mi-au trimis din Transnistria fotografii făcute de cazaci când cântau ei pe tancuri. Deci cazacii au fost îmblânziți de cântecele lor, doar puteau lesne să tragă, să împuște. Când au început să cânte toți, cazacii s-au ridicat pe tranșeile lor și au ascultat. Și ce e, am mai povestit odată, cântau trec batalioane române Carpații și acei băteau din palme și ascultau. Ăștia cântau și râdeau, au repetat de câteva ori, spune, Doamne, dacă ar ști ce cântăm noi. Ei, de principalul era că aplaudau. Și ascultau că muzica este muzică. Eu vreau muzica să n-are hotare. Spun de la fața locului, eu am fost atunci timp de 36 de zile în toate punctele fervinți și am fost și acolo, și la Coșneța, și la Cocieri, și la movila lui Săvorov, și în interiorul Tighinei. I-am dus mașina cu mâncare lui Victor Guslacov și ecoul la flărilor acolo era unul foarte bun, în rândul băieților îi îmbărbăta. Și chiar acei băieți, între care unii au trecut la cele veșnice, au murit atunci, filia lui Pașcu, care mi-am amintesc, sau de Vârtosu, sau de toată acea echipă de băieți de pe platou, de la Dorotskaya, de acolo sus, de la Zid, cum ziceam noi unii, și lui Mihai Tomacinski, azi mult mâna, o mină, a căzut chiar în preajma lui. Deci toți acei băieți care, la care ei fuseseră, erau încântați și ecou, într-adevăr, a fost unul deosebit. Pentru că, din păcate, de lucrurile astea se vorbește tot mai puțin. Acest curaj Ion și Doina l-aveau, spuneam eu, și înainte de 1989, că eu i-am cunoscut și atunci, când noi ne întâlneam numai în unile seri, așa, când puteam să cântăm, să, cum să zic eu, să recităm poeme pe care nu le puteai citi în public și Ion să cânte ceea ce nu putea să cânte în public. Și, în general, toată această generație, în care au fost, sigur, și unii care au făcut carieră, pe seama suferinței altora, dar Ion și Doina și Petru și Nina Krulikovski și alții care atunci lansau și Anastasia Lazariuc la începuturile lor, au suferit destul din cauza prigoanelor și a restricțiilor pe care le punea regimul. Eu mi-amintesc de felul cum noi am plecat de la întrunirea tinerilor de creație de la Ivancea. Am plecat cu toții atunci protestând împotriva unor manifestări de proletcultism, ca să zic, veniseră, început să parcă zorii perestroică în 86. Și atunci când am părăsit sala și am plecat în pădure, am plecat și Ion și Doina și alți câțiva poeți, pictori, Andrei Mudrea, alți colegi, și noi am făcut întrunirea noastră de creație în pădure, la un rug, sunt o noapte întreagă cântând, recitând, dansând și așa mai departe, părăsind sala aia oficială unde avea loc întrunirea. Era o dovadă de curaj și Ion și Doina au fost între primii care au spus, domnule, nu mai putem suporta așa ceva. Eu spun toate acestea pentru că e nevoie astăzi să ne dăm seama că 1989-90 pe ei au găsit pregătiți. Erau pregătiți dinainte pentru ceea ce urmau să facă, pentru mișcarea de renaștere care, declanșată fiind în primăvara lui 87, n-a mai putut fi stabilită. Și atunci când la Uniunea Scriitorilor a detonat bomba, ca să zic așa, în primăvara lui 87, norocul mare a fost că au venit și artiștii, muzicieni Ion și Doina, au venit și câțiva pictori și câțiva istorici savanți și așa mai departe. Și atunci mișcarea a căpătat un caracter cu adevărat de masă, unul cu adevărat popular. Asta a fost realitatea. Și medică din
e cald în țara cea ștefană, ne încălzește tricolorul. Trei culori și o singură iubire românească, trei culori și o singură vorbire românească, trei culori și o singură credință românească, trei culori și o singură ființă românească. Martor am fost cum a țâșnit din el un cântec. Când Adrian Păunescu i-a dat textul, eram la București, în vizită, eram în casa la Păunescu, i-a dat Maluri de Prut. Și eu n-a zis, așteptați o clipă, s-a dus la pian, s-a așezat și a venit cu acest magnific cântec Maluri de Prut, Ape în ștreang. Uh-huh. Și atunci toți au rămas... Între ei o... Da. Ion a ascultat cuvintele și spune că... Îs geniale, spune. Vezi? Dar tu n-ai să poți să scrii în două ore, că eu în două ore am scris cuvintele, n-ai să poți. Ion spune nu, Dorința... Păunesc cum povestea spune. Ionele, ai să poți. Ai să poți. Bine, poate Ion. Da, ai să poți. Iată, eu mă gândeam că dacă și Ion... Și du-te în camera cealaltă, să-mi termin gândul. Și a făcut timp de o, mai puțin a făcut, de o. Da, și când a venit, Păunescu spune, Ioane, la orice m-am așteptat, dar la așa ceva nu. Urge prutul între noi și plânge, că ni greu și lui la fel de greu. Pietul prut uitat de Dumnezeu. Lumea se mai stinge, se mai naște, e din fată sârma dintre braz. Vom avea și noi o zi de Paște. Dă-i dreptul în ochii mei, le vom face rând pe rând pe toate. Dacă eu mai vreau și tu mai vrei, Maluri de Prut, Apă în ștreang. Maluri de Prut, Apă în ștreang. Ion și când vorbea, compunea muzică. Mi-aduc aminte, când ceam un discurs, la un moment dat începea să fredoneze. Era mai ușor apropo să se exprime. De restricție și curaj, cum a menționat aici și domnul Matei, eu am avut întâmplarea în 10 spectacole unde au participat Doina și Ion și, într-adevăr, au fost mari luptători, nu numai pe piața Marii Adunări Naționale, nu numai în Republică cu cânticul lor, nu numai în România, ci și la noi, la Filarmonică, să ne amintim cu toții împreună de acele zile de cenzură, cum era un consiliu artistic. Într-un fel, un consiliu artistic, eu cred că e bun, dar nu cu ideologic. Atunci, cât de cât era, stătea deasupra ideologia. Și îmi amintesc că din momentele când stătea consiliul artistic, se asculta spectacol cap-coadă, repetiția generală, de altfel nu aveai dreptul să apară pe scenă, și la un moment dat Ion și cu Doina cânta așa cum au cântat întotdeauna, cu repertoriul lor pe buche de cuțit, și după aceea consiliul artistic spune că asta jos, asta jos, evident asistam și eu ca regizor și ca scenarist la acel consiliu, asta jos, asta jos, asta jos. Bine, la un moment dat s-a terminat consiliul și cineva se transmitea. Cum ajungea la Ion? Eu nu știu. Dar el deja știa că asta n-a trecut, asta n-a trecut. Intra busna acolo și zice, asta am să cânt, asta am să cânt și asta cânta. Și asta au cântat din totdeauna. Am avut marele noroc de un bun director atunci, precum era Mihai Murzac, care zicea, Nicolae, tu lasă
lasă-l să cânte, lasă-i să cânte, o să treacă și asta. Și am trecut peste toate împreună. Într-adevăr, au fost mari luptători și cu mare talent. E adevărat că se întâmpla să zic că să cânte doar Ion și Doina să nu cânte și el refuza de fiecare dată să iasă singur în scenă? Da, ca să-l pună în situație. Este adevărat, este adevărat acest lucru, da, au fost cazuri de felul ăsta și trebuie să-i dăm cezarul ce este cezarul. Este un adevăr care odată și odată trebuie spus. Dar oricum, noi am trecut și aceste bariere și eu mă bucur de felul și de faptul mai mult că i-am avut colegi și sunt mândru de acest lucru că am fost și eu cât de cât și sunt din generația lor. Da, aceste bariere am impresie, vreau să vă răspund la o gândă a dumneavoastră. Am impresie că și acum sunt bariere. Iată, Doina și Ion au fost în tranșee. În fiecare an luptătorii din Transnistria organizează spectacole. Se cântă muzica lui Ion Aldea Teodorovici. Sunt invitați orice cine, numai nu este invitat feciorul Cristi Aldea Teodorovici, care cântă aceste cântece. Și la urma urmei, ei sunt obligați să-l invită pe Cristi. Bine, nu în toate cazurile, dar sunt cazuri. Da, dar sunt cazuri când, dar aici, ar trebui niciodată când a fost chemat. Dar vin la mine în birou și spun, noi am luat cot la cot acolo, Ion a cântat, noi am fost, dar când ajunge timpul la lucruri mai mari, toți uită. Trebuie să le spuneți că și cântecele lui Ion au luptat. S-a tras, păi nu numai în, s-a tras nu numai în veteranii sau în voluntarii acelui război, s-a tras și în cântecele lor. Absolut. Eu cred că cea mai puternică armă, cel mai puternic tun, rachetă, dacă vreți, au fost cântecele lor. Pentru că au mobilizat spiritual lumea și asta foarte mult contează. Am auzit o emisiune, mi se pare chiar la dumneavoastră sau nu știu la ce post de televiziune spune, Doamne, s-aud atâtea cântece, dar unde sunt cântecele patriotice de care avem nevoie astăzi? Nu am răspuns. Astăzi se cântă orice, numai nu patriotism. Eu vreau să luăm o pauză muzicală, să ascultăm un cântec al lui Doina și un al de Teodorovici. Ziceam că este felice Doina aici alături de noi și după asta o să vreau să vorbim un pic și despre festivalul Două Inimi Gemene, care din 2003 încoace încearcă an de an să ne demonstreze că avem și interprezi în tânăra generație care pot să cânte cântecele lui Ion Aldea Teodorovici, nu doar pur și simplu, dar să transmită și un mesaj dincolo de sticlă. Bună seara, Felicia! Bună seara, bine v-am găsit! Vreau să-mi zici despre impactul pe care l-a avut asupra ta acest festival, pentru că tu, la fel ca și mine, nu i-ai cunoscut personal, dar știi cine sunt. Știi ce au făcut pe această palmă de pământ și știi de ce merită să le cânti melodiile. Eu mereu zic că concursul Două Inimi Gemene este ca și cartea mea de vizită, pentru că oriunde merg, mereu spun că sunt deținătoarea premiului mare la concursul Două Inimi Gemene. Ei sunt promotorul țării noastre. Eu mereu zic că Doina și Ion sunt un tot întreg. Sunt ca un buchet de flori care niciodată nu se va ofili, pentru că el mereu trăiește în inimile noastre. Și înflorește și înflorește prin noi, prin cei care interpretăm piesele dumnealui. Câte piese cânti de repertoriul celor doi? Câte îți plac? Câte sunt aproape? Dacă sincer, îmi plac toate, pentru că ele au un sens atât de profund, care mereu, mereu ajung la inimile tuturor. Desigur că nu pot să spun că am vreo piesă preferată și care îmi place mereu să o cânt numai pe vreuna. Eu mă străduc cât mai mult să învăț, pentru că, indiferent de vârstă, eu am observat că absolut tuturor oamenilor le place piesele lui Ion și a Doina și le ascultă ochi și urechi. Noi te lăsăm să ne cânti și promitem să fim și noi mai ochi și urechi. Sigur, mersi. Destinul, iar noi nu te-am apărat.
rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul. Fii tăi te-au supărat, graiule. Iertare, 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 tu grai lăcrimat ce iar ai odreslit. Iertare, 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 că nu te-am apărat, că nu te-am ocrotit. Le-o fi altora ca frică, eu pe tine te aleg. Fie pâinea cât de mică, numai tu să-mi fii întreg. Graiule, nemilos ți-a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Te-a rănit barbar străinul, te-a rănit. Trofeului Festivalului Internațional Două Inimi Gemene, un festival pe care l-a apărat cu prețul proprii vieți de mulți ani încoace, pentru că la fel ca și Doina și Ion, mi se pare că este un festival pe unele locuri aproape că e incomod, foarte greu de realizat, pentru că de câte ori vă văd înainte de festival, sunteți mai mult moarte decât vie și aveți o mișnă de probleme pe care trebuie să le rezolvați. Nu știu, Cristi, în ce situație e, dar cred că cunoști și tu această bucătărie foarte complicată. Da, da. În schimb, atunci când asculți artiști veniți de peste 9 mări și țări, când ne cântă în limba română și când aceste piese patriotice frumoase, ne crește inima de bucurie, atunci când asculți vorbitori de limba rusă, veniți din Rusia, Ucraina, Kazakhstan, Nigeria, și cântă în limba română fără accent aproape, atunci jos pălăria pentru cei care îl aduc an de an pe scenă. E o muncă asiduă și care ia chiar mult timp, dacă e să vorbim. Iar ultimele zile înainte de festival, într-adevăr, sunt cele mai aprinse. Eu, ultimii ani, am început să mă ocup mai mult totuși de orchestră și de aranjament cu sunetistul, deci tot ce ține de performanța la Palatul Național, adică interpretarea de partea tehnică. Partea tehnică, da. Iar până ce, partea cea mai grea oricum îi revine bunicii și mai cântată melodie de la festival. Cât de cât o mai susține. Care e cea mai cântată melodie? Dar cea mai dragă melodie pe care eu sunt nevoită, hai să spun așa, toți încep să ia. Pentru ea, Eminescu, reaprindeți candela și atunci încep să le spun cine vine primul, sensul e primul, acela cântă. În rest, le schimbăm melodiile.
zidirea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de-n tocmai Neamănescu, Neamănescu Domnului Eminescu, Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. Suntem în lucru cu Institutul Cultural Român pentru viitoare carte și CD în memoria Doina și Ion. Însă eu probabil nu sunt atât de, cuvântul ăsta nou, multitasking, nu mă pot împărți multilateral cu munca, și sau mă ocup mai mult de proiectul meu și au de suferit proiectele cu Ion și Doina, sau mă ocup de proiectul Ion și Doina și e vina mea că nu avem deocamdată toate piesele scoase pe piață. Deci eu acum fac arhiva totală la partituri, care sunt peste 350. Și multe sunt doar tonalitatea, nimic scris pe partitură. Bine, sau, de exemplu, doar partițiile de corzi, care trebuie toate digitalizate. E o muncă enormă. Dacă e să vă spun că o pagină costă 50 de lei și sunt peste 350 de piese. Da. Deci fiecare are câte minim 10 pagini. Adică oricum e o chestie și hârtia cu anii își pierde din calitate. Și materialul audio, deja am fost la radio-televiziune, domnul Dorogan m-a susținut întru totul, am înregistrat toate benzile pe calculator, acum urmează curățirea toate și sunt multe piese pe care chiar nu le-am știut sau chiar am uitat de ele. E o piesă chiar, o săptămână în urmă am descoperit-o, se numește Alo. Se numește Alo, 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 un cântec, vă rog dacă se poate. Alo, exact, un cântec, da, și nu aveam. Cel mai frumos din toate. Vezi că chiar tu știi și eu. Dar chiar și denumirea care am dat-o, o dăm la spectacol. Exact. Nimeni nu știe. Da, Tu chip al dragostei, care este pe verse Lucie Olaru Nenati, care e o poetesă probabil mai necunoscută în Republica Moldova. Eu vreau să vă întreb acum pe Valeriu Matei, pe Nicolae Davija și pe dumneavoastră, domnule Rusu. Spuneți-mi, vreau, și-ar fi găsit loc în societatea de astăzi Ion și Donalda Teodorovici? Ar fi găsit melodii, banal spun, comerciale, care să placă, să se vândă, să organizeze comerciale, spectacole. Nu. Dar bine, avem și artiști care nu cântă piese comerciale, dar adună... că locul nu e asigurat numai de piese comerciale. Ion și Doina și-ar fi găsit locul cu certitudine, pentru că erau oameni talentați și talentul autentic nu înseamnă să se adapteze la rigorile unei piețe care are mofturi și de care trec de pe o zi pe alta de multe ori. Din păcate, societatea noastră, pe de o parte, încă nu și-a soluționat problemele fundamentale care ne-au confruntat și atunci. La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, din păcate, spun eu, nu s-au soluționat multe din acele probleme. Dezideratele naționale așa și nu au fost realizate. Dezideratele europene, dezideratele, dacă vreți, chiar de revenire la normalitate și în sensul spiritual.
sunt teme și sunt probleme pe care eu sunt sigur că Doina și Ion, aș zice așa, le-ar fi luat în piept de rând, așa cum au făcut-o totdeauna, și ar fi avut ce să spună și acum. Ion era un om al valorii, să știți de treaba asta. El zicea, putea să zic ca toată lumea, dar să fac cum știe el. Și reușea. Este o treabă bună. Deci, într-un fel, asculta părerea ta, Eu vreau să completez ceea ce a spus dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru paradoxal, într-un fel. Ion și Doina nu erau iubiți. Nu erau iubiți de compozitori, de interpreți. Era această invidie. Da. Nimeni nu ocupă locul nimănui. Ca în tăblița lui Mendeleev, sunt atâtea căsuțe libere. Ocupați-le elemente, dragi, dacă aveți valoare și greutate și specifică și pondere. Corect? Ele sunt libere. Nimeni nu ocupă nici, nu poate să ocupe nici locul lui Ion sau Doina sau lui Grigore Vieru sau lui altcuiva. Fiecare și are locul său. Fiecare element din această tăbliță valorică a culturii, dacă sunt de valoare, sigur, își vor ocupa, să zic eu, căsuța lor acolo, așa că să stea liniștiți și să creeze. Ion, într-adevăr, a compensat prin intensitatea trăirii, acel paroxism al lor, pe care al trăirilor, deci au compensat timpul foarte scurt. Timpul lor a fost mult mai mare ca intensitate, deși a fost ca durată. A fost foarte scump. Asta a fost ceea ce au reușit ei să facă, pentru că ei au trăit. Muzica a fost viața lor. Ei n-au simulat creația. Aveam odată un cunoscut care zicea, ia să mă așez și încerc, poate am să mai scriu acum o poezie. Nu, dragul meu, eu trebuie să vină. Eu știu că Ion chiar când a mers atunci la București, ne zicea, pe drum m-a chinuit, mă, două melodii, trebuie să mă oprim undeva, hai să la o cafea și să scriu măcar, să notez că le uit, mă bântuie. Asta era, omul trăia, muzica era viața lui. Veneau pe loc. Doina spunea tot atunci, zice, domnule, au venit niște idei, uite Ioane, dacă am face așa, ea făcea schițe de mișcări, de cum să se plaseze, într-un fel erau un fel de regie, de viziune asupra modului și felului cum pot să interpretezi un cântec. Pentru că asta a fost viața lor. De valoare, o avem astăzi pe masă cu carte deschisă, avem foarte mulți compozitori, chiar și membri a Uniunii Compozitorilor, care s-au lansat printr-o singură piesă și deja se consideră, dacă nu e membru, deja se consideră mare compozitor. Avem o sumedenie, sertare pline de artiști ai poporului, care poartă titlul onorific, dar pe care nu-i cunoaște poporul. Ori Doina și Ion nici n-au avut nevoie de acest titlu, că îi cunoșteau de la nord și până la sud. Ei au cântat și au activat într-o perioadă în care, din punct de vedere istoric, este foarte interesant, este mișcarea aceasta de eliberare națională, în care niște interpreți, spre exemplu, ies în fața tancurilor cu chitara, sau cu cântecul, sau cu poezia, și noi eram împreună atunci. Atunci, eu spuneam, întrucât noi n-am avut o clasă politică națională cum au avut cei din Republicile Baltice, da. Într-un fel, poeții și interpreții s-au pomenit în fruntea maselor. Malin. Noi, fără de voia noastră, ne-am pomenit împinși înainte. Și iată, un film artistic ar fi excepțional dacă s-ar domnul, face despre... Domnul, asta e visul lui Cristi de când era încă mic, de la 10 ani. Asta ca și mișcările din Franța, Nouvel Vague, ăla din anii 60, și mișcările din America din anii 70 și la fel... S-ar putea, cum spune și noastră, uite, tu, film... Cristi, mă gândesc că ești foarte bun să-l interpretezi pe Valeriu Matei. În acel film. Să iasă cartea de sub tipar. Și mai... Nu suntem la finalul acestei. Valeriu Matei s-ar interpreta pe el singur, că este în stare și Davija tot la fel. Domnule Eugene, aveți un anunț important de făcut. Da, am un anunț foarte important. Pe data de 7 aprilie, la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, va avea loc un spectacol consacrat compozitorului Ion Aldea Teodorovici la cei 60 de ani de la naștere. Să știți că Ion a trăit pentru voi și Doina a creat pentru voi toți, pentru noi toți. Și cred că memoria lor nu se va pierde niciodată. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați făcut timp pentru emisiunea noastră. Dumnezeu să-i odihnească în pace, iar noi să le păstrăm vie memoria. Celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți și haideți să nu uităm trecutul, ca să nu uite nici Dumnezeu de noi. Am voinic mărit eram, cum să nu te am de neam. Am voinic mărit eram, cum să nu
te am de neam. Dacă noi născut uneam din același rud și deal, dacă noi născut uneam din același lut și deal. Și apoi eram tu, neamule, nu-n genunche, dragule. Și apoi eram tu, neamule, nu-n genunche, dragule. Cât încearcă brumele și-ți suspină frunzele, cât încearcă brumele și-ți suspină frunzele. Toamna trece, nu mă plâng, numai tu nu fii nătâng. Cu toporul nu lovi, pădurea nu prăpădi. Omule, tu omule, omule, tu omule, omule, tu omule, omule, tu pomule. Pomul tace că e lemn, el nu știe de blestem. Pomul nu suspine, nu, dar te treci cu el și tu. Omule, tu omule, omule, tu omule, omule, tu omule, omule, tu pomule. Ramule, tu neamule, nu mă plânge, dragule. Ramule, tu neamule, nu mă plânge, dragule. Că te încearcă toamnele, te riscoapte poanele. Că mă încearcă toamnele, te riscoapte poanele. Și pe prag cernești un semn, cam să mă prefac în lemn. Și pe prag cernești un semn, cam să mă prefac în lemn. Nu mă plânge, ramule, ramule, tu neamule. Nu mă plânge, ramule, ramule.